Dacă noi ne mirăm câteodată astăzi sau avem așa acea strângere de inimă și spunem că e, că nu sunt preot ca de demult, că nu sunt episcop ca de demult, nici timpurile nu mai sunt ca de demult. Deci noi ne-am tâmpit toți în bloc, la dată, deci nu părând. Ne-am învățat cu viața leneșă, ne-am învățat cu nepostirea, ne-am învățat cu clevetirea, ne-am învățat cu batjocura, ne-am învățat cu hula, ne-am învățat cu jicnirea, cu vorbirea de rău. Mă uit așa și printre, cer o scuză că folosesc expresia, printre țațele astea care ele se cred sfinte, nu femeile de drept credincioase, care stau și mărfesc tot timpul preoții și episcopi. Ele știu care e credința cea adevărată, ele știu care e învățătura cea adevărată, cunosc Pidalionul, știu toate învățăturile, își dau cu părerea, eu le mai stropșesc așa, nu le suport, că eu apăr adevărul. Fraților, există un singur adevăr și acela este Dumnezeu. Nimeni afară de Hristos nu și-a permis să folosească expresia eu sunt adevărul, calea și viața. Nimeni. Și încă o dată aș vrea să spun că deși Sfântul Ierar Spiridon și Nicolae erau mari făcători de minuni, ei minunile le-au făcut în numele lui Dumnezeu. Nu le-au făcut ca o imagine particulară. Bă, eu fac minuni. Nimeni nu trebuie să știe că faci minuni. Nimeni nu trebuie să cunoască că tu simți gustul minunii. Nimeni nu trebuie să știe că tu trăiești minunea. E un lucru strict personal. Când te bați cu cărămida în piept și o faci tu pe apărătorul ortodoxiei, e o mare greșeală. Deci, încă o dată trebuie să țineți minte și să o băgați bine la cap. Nu se întâmplă nimic în Biserica lui Dumnezeu fără știrea lui Dumnezeu. Și când vă spun lucrul ăsta, mă legitimez cu următorul lucru. Dacă mâine un preot ar face curvării, crime, hoții, toate nenorocirile, și ar spune, uite, nu mi s-a întâmplat nimic. Deschizi Filocalia 6 și vezi timpurile de pedeapsa lui Dumnezeu ce spune acolo în Filocalie. Pe unii Dumnezeu îi așteaptă spre a lor îndreptare, pe unii Dumnezeu îi așteaptă spre a lor trezire și revenire în sine, iar pe unii așteaptă spre a lor osândă. Deci noi nu știm de ce Dumnezeu nu pedepsește astăzi fix azi un păcat că vrei tu, amu să-l trăsnească Dumnezeu. Nu știm asta, nu ni s-a dat încă răspunsul ăsta. Dar n-am văzut niciodată un lucru rămas neplătit și nepedepsit de Dumnezeu atunci când omul a ieșit din tiparul voii dumnezeiești. Să știți lucrul ăsta. Deci așa trebuie să vedem lucrurile. Dacă noi îl vedem pe Dumnezeu ca pe șeful justiției sau ca pe șeful poliției sau ca pe șeful procuraturii, care azi ai greșit, azi ți-a tăiat capul, e o mare greșeală. La Dumnezeu există trei timpuri. Timpul de așteptare, timpul de revenire, timpul de pocăință. Și apoi vine dreptatea divină, mânia divină și răsplata divină. Să nu le amestecăm și să nu le zăpăcim între ele. Deci, nu poate un preot, deci îți dă drept Scriptura, doar ați văzut că scrie negru pe alb. Dacă cineva ar învăța altă Evanghelie decât a spus-o Hristos, anatema să fie. Deci nici nu trebuie să-l anatematizez eu. De la sine și-o atrage pedeapsa. Deci nu putem noi. Noi tot ne plângem că vai, e atacată biserica. Noi atacăm biserica. Noi bajocorim preoții, noi bajocorim episcopii, noi bajocorim creștinii, noi ne legăm de învățături, noi le știm pe toate. V-am zis, sunt câteva gaițe din astea care știu, îi plin internetul de ele, care știu toată Scriptura și să vedeți ce papagal au și ce zgomot fac acolo, e numai pene și păduchi. Dom'le, vii și te dai rotundă când știi Noul Testament pe din afară, vii și te dai rotund când știi Psaltirea pe din afară, vii și te dai rotund când aprinzi candela cu privirea, vii și te dai rotund când învii mortul din groapă, când vindeci bolnavul de pe năsărie, te asemeni cu Hristos. L-am bătut așa din gură la hadarag și l-am prăștiat de asta răzmeriță și mizerie în biserică,
Pavel le spune clar efesenilor, nu stricați unitatea Duhului într-o legătură a credinței. O spune negru pe alb. Nu vă, spune așa, nu vă ajută, feriți-vă de oamenii gâlcevitori și vorbitori de rău, că n-aduc folosul sufletesc. Așa și dumneavoastră. Trebuie să fiți foarte atenți. Eu am și pus o întrebare într-o zi, a venit să spovedească Doamne de asta, dar cred că mai mult să mă ispitească. Și a zis, părinte, dar ce certitudine am eu că împărtășania care o primesc din potire e valabilă? Nu știu, zic, aici chiar nu știu ce să răspund. Cum adică nu știți ce să răspundeți? Dar nu știți că preoții care sunt pomenitori și pomenesc episcopul eretic la slujbă, sfintele lor taine nu se prefac? Zic, ai tu adeverință la Dumnezeu? Ți-a semnat-o el, negru pe alb? Arată-mi-o. Nu, dar am citit eu. Și eu am citit tot la Apostolul Pavel. Cine ești tu să judeci pe sluga mea dacă stă sau cade? Adică Duhul Sfânt care stă în preot nu știe să-l pedepsească, îl pedepsești tu, mireacă. Creștinul, care ți se pare că știi tot. Spunea acolo Apostolul Pavel, din gura a 2-3 martori, cu nume bun, cu viață cuvincioasă, cu trăire adevărată, să iei pâra împotriva preotului și a episcopului. Acum toți sunt mărturisitori, toți dacă îi lași, mai fac încă 4 biserici. S-au împărțit pregrupări și fac ei minuni. Să fim foarte atenți. Tocmai în asta stă unitatea de Duh a credinței, în unitatea Duhului. Dacă noi nu avem continuitate de Duh Sfânt, dispărem ca biserică. Deci apostolii când au lăsat pe urmașii lor și le-a pus mâna episcopul pe preot și preotul a făcut liturghie în biserică și l-a sfințit pe credincios, asta a fost legătura din care în continuare au ieșit din mame copii buni care s-au făcut preoți și fete bune care s-au făcut monahii și creștini care au mers mai departe și au dus neamul omenesc numai prin botez, numai prin preoție, numai prin cununie, numai prin pocăință, numai prin maslu, numai prin botez, numai prin euharistie, numai prin mirungere. Nu există altă cale de umplut biserica cu sufletele drepților, ca să știți. Și în momentul când, mi-a sărit muștarul, că ea tot continua acolo să facă demonstrația credinței, i-am zis, Doamne, ați fost cumva prezentă la cincizecime? Aveți cumva Duhul Sfânt în limbă ca de foc pe cap și nu știu eu? Nu că știu eu că am citit. Mergeți acolo unde aș citit și nu mă plictisiți. Nu voi crede niciodată inepții. Cred doar în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Tatăl a desăvârșit lumea prin creație, Fiul a desăvârșit lumea prin credință și prin propria viață și înviere și Duhul Sfânt a curățit-o și a sfințit-o. Dacă tu știi altceva, ține-te și merge în treaba ta. Și a spus, sunteți rătăcit, v-a înșelat Satana. Mulțumesc, mă bucur că am găsit pe cineva cu Duhul discernerii să-mi spună că m-am înșelat. Stăm așa în înșelare la poala bisericii, la umbra bisericii, stăm și ascultăm de Dumnezeu și de poruncile sfinte și de învățătura sfinților și de învățătura Sfintei Scripturi și a Sfintei Evangheliei și nu dăm cu capul în gard ca berbecii să stricăm stâna, că ne fură lucru și nu știm cine ne înghite. Diavolul stă ca un leu și caută pe cine să înghită și scrie clar Ciprian de Cartagina. Afară de biserică nu găsești mântuire. În biserica slavei tale stând, în cer, ni se pare asta. Fiți foarte atenți, exact cum spune psalmistul și cum spune apostolul. Fiți tari, fiți treji, având mijloacele încinse și fătuiile aprinse, să puteți birui în ziua cea rea. Deci să n-avem alt Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru, să n-avem alt Duh. Așa spune Pavel, cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Scurt, cum spune, Satana poate să facă chiar și îngeri de lumină. Și totdeauna mă legitimez cu o singură chestiune. O găsesc la Matei scrisă tot timpul și aia e prorocia care îmi dă liniștea de plină. Aveți grijă că la vremea de apoi vor veni foarte mulți proroci mincinoși vorbind în numele meu. Păi dacă tot atâta punem accent pe prorocii, n-or fi ei prorocii despre care se vorbește,
Că dacă căutăm în cartea lui Ezechiel, nu știu dacă capitolul 12 sau 18 spune așa. V-ați întrebat dacă eu sunt de acord cu prorociile voastre? V-ați întrebat dacă sunt adevărate? V-ați întrebat dacă eu dau binecuvântarea mea în ele? Prorociți ceea ce vreți voi să prorociți și spuneți ceea ce vreți voi să spuneți. Dar nu înseamnă că eu sunt de acord cu prorociile voastre. Îi mustră Ezechiel pe profeții din vremea lui, care și au făceau pe prorocii. Deci Dumnezeu înseamnă dreptate și trebuie să fim drepți, Dumnezeu înseamnă bunătate și trebuie să fim buni, Dumnezeu înseamnă sfințenie și trebuie să fim sfinți. Restul sunt povești nemuritoare. Sfântul Spiridon ne-a făcut dovada acestui mare lucru prin slăvita lui viață. Sănătate și binecuvântare, postușor în continuare.